Ambrozia a început să facă primele victime. Cei care sunt alergici la această plantă se resimt deja. Răspândirea îngrijorătoare a ambroziei în numeroase zone ale Severinului amenință sănătatea multor persoane. Această plantă produce o cantitate mare de polen și conține multiple fragmente extrem de alergizante. Ambrozia răsare spontan în grădini și parcuri, de-a lungul căilor ferate, a drumurilor și pe malul apelor curgătoare. Ambrozia reprezintă un adevărat pericol pentru severinenii care au dezvoltat alergie la această plantă. Sunt sfătuiți să evite contactul cu ea, întrucât pot să aibă reacții alergice severe, care pot duce chiar la șoc anafilactic. Reprezentanții primăriei Drobeta-Turnu-Severin au anunțat că demarează în această perioadă lucrări de îndepărtare a ambroziei din cât mai multe locuri publice pentru siguranța severinenilor. În fiecare zi echipele sunt pe teren și taie tot ce întâlnesc referitor la ambrozie și iarbă, pentru că solicitările vin din partea cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin, și cred că nu avem probleme foarte mari, mai ales cei care sunt proprietari de terenul și nu le aduc în condiții cât de cât igienice pentru a nu periclita vecinii. Acolo sunt amenzi destul de usturătoare și fac apel la proprietarii de terenul să le țină în condițiile corecte față de cetățeni. Ușor confundabilă cu o simplă răceală, alergia la ambrozie are anumite simptome specifice, care ne ajută să o recunoaștem. Prima măsură care trebuie luată în cazul în care întâmpinăm astfel de probleme ar fi să apelăm în cel mai scurt timp la un medic alergolog. Ambrozia secretă foarte mult polen, și pentru că prin polen se mulțește. Polenul e purtat de vânt și se impregnează peste tot, în peisaje, în toate haine, obiecte și așa mai departe. Alergia la ambrozie se manifestă cu senzație de mâncărime în gât, cu jenă la nivelul ochilor, strănut în primul rând, tuse, rinoree, deci curge nasul foarte intens, somnolență, stare de apatie, iar în formele grave poate să apară șoc anafilactic. Pentru a preveni reacțiile alergice provocate de ambrozie, ne este recomandat să evităm plimbările în aer liber pe timp de vară între orele 10 și 15, să acordăm atenție igienei animalelor de companie, întrucât acestea pot aduce de afară fragmente alergizante, și să nu ne uscăm rufele în aer liber. Problema nu este să deosebești o răceală de o alergie la ambrozie, ci problema este să te gândești la o alergie la ambrozie când vara strănuți, îți curg ochii, îți curge nasul. În eventualitatea în care luăm contact cu această plantă și suntem alergici la ea, ne este recomandat să luăm un medicament antihistaminic și să apelăm cât mai repede la un medic.